Fiecare sărbătoare aduce avalanșă de cazuri critice pentru angajații Serviciului Județean de Ambulanță. În aceste zile, băutura în exces sau indigestia, dar și insuficiența cardio-respiratorie sau bolile patologice au dat de furcă ambulanțierilor, dar și medicilor de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Vâlcea. Cât privește celelalte acțiuni pe care le desfășoară îndeopște Serviciul Județean de Ambulanță pe perioada Crăciunului, ele au fost mai multe decât de obicei sau în limita zilelor de sărbătoare? Nu, să știți că am avut o activitate foarte intensă și cu un număr până la 40-50% mai mult solicitări decât în perioadele normale, să zic așa. Cazuri grave sau obișnuite? După ceea ce discutăm acum, să știți că au fost multe cazuri la limită. Foarte multe cazuri la limită. Evenimente rutiere și nu numai? Nu numai evenimente rutiere. Frecvența afecțiunilor cardiace care au necesitat STEMI a fost o prioritate. Transportul pentru investigații CT o prioritate și parcă mai multă decât de obicei. Patologia digestivă fiind undeva pe locul 3. Da, pentru că e ultima noastră întâlnire înainte de anul 2020, domnule director, vreau să faceți o urare vulcenilor, pacienților dumneavoastră. Mulțumesc televiziunii dumneavoastră că mi-a acordat această posibilitate. Urez tuturor românilor să aibă un 2020 frumos, norocos și cu multă sănătate. Cum au fost zilele de Crăciun pentru Unitatea de Primiri Urgență, pentru Spitalul Județean de Urgență, domnule director? Au fost aglomerate, dar fără incidente majore, s-a lucrat, s-a operat cam fiecare an de sărbători. Da, pentru că sunteți după gardă și am venit doar pentru un punct de vedere, nu o să prelungesc discuția noastră, domnule director, vreau doar, în cazul în care doriți și dumneavoastră, la rândul vă, să faceți o urare celor care trec pragul Spitalului Județean de Urgență sau celor care rămân acasă și nu au nevoie de medic. Vreau să fac o urare tuturor cetățenilor județului Vâlcea, să le urez la mulți ani, un 2020 mult mai bun decât 2019 și principala mea urare către dânsul este să nu vină până la noi. Le doresc să nu calce pragul spitalului Țan de Urgență. Mi-ar plăcea să avem din ce în ce mai puțin de lucru. În ciuda dotării cu aparatura unităților medicale din județul Vâlcea, în special a celor din Râmnic, intervențiile de specialitate sunt tot mai dese și mai grave.